Salutare! Ce avem noi aici? Ia uitați! Avem vestita drujbă Mogilev, care legendele spun că are 6 cai putere. Și unii creduli mai și cred asta și susțin cu tărie. Mă rog, probabil tăria fiind țuică. Așa, ia uitați aici. 5500 de vați, deci 5,5 kW. Asta înseamnă 7 cai și peste 58 de centimetri cubi. Și aici, nu știu dacă vedeți, hai, se vede, mă, cilindru ștanțat cu 52, mă, nici măcar 58. Dar 6 cai, maxim 7. Nu-i venită de drag, e venită pentru că cârție. Ambreiaj, altceva nu are. Așa, mai are și butonul de pornit oprit defect. O să-i dau jos ambreiajul să văd. Ia uite câte ceasul. Așa. Drujbă chinezească. Îi dau ambreiajul jos să vedem care e cauza. E nou, are un an, a zis omul, a tăiat odată lemne cu ea și acum probabil vrea să taie iară și scârție. Na. Vedem ce are. Dar eu zic că nu are ungere la rulmen sau s-a spart. După aceea nu plecați, că o să o testez. Facem versus cu Hainerul. Să vedem dacă această bestie de 6 cai putere o să depășească Hainerul de 4 cai.
Bun, ați văzut și voi cum merge, eu am gresat ambreiajul, i-am schimbat rulmentul, că asta a avut mogilevul, rulmentul copt și lipsă de vaselină. Le-i lanț chinezesc pe aia, l-am ascuțit inițial că era vai mama lui. Am făcut și comparația, ați văzut și voi cum taie, merge bine, am reglat-o, că era pe amestec bogată, n-am mai filmat, am reglat-o, merge frumos, de ce să zic că nu merge frumos? Dar, haideți, domnule, să fim serioși, că n-are 6 cai, 7 cai și nu știu ce. Care credeți treaba asta e țeapă curată și care chiar încă după clipul ăsta mai considerați că are 7 cai, aveți probleme cu capul, scuzați-mă. Dar ăsta e adevărul, trebuie să fii cu capul, încât să crezi că are 7 cai. Comparată cu una de 4, testați, care nu taie nici măcar ca ea, ea fiind inscripționată cu 7 cai, adică KMS 500i. Haide să fim serioși, să ne trezim și să nu mai credem în prostii, că chinezul scrie ce vrea pe ea. O vrea să facă de 10 cai, are 10 cai din motor de 52, piston de 45 de mm. Așa că am făcut și testul, că s-a nimerit să vină vestita Mogilev, mult lăudata, tot puternica și tot așa, înalt prea puternica, mă rog. Da, bine, am lămurit și problema asta, am rezolvat și cu drujba asta, merită cumpărată la banii ei, dar nu are 7 cai, treziți-vă, oameni buni, la revedere!